Metrorex îi dă în judecată pe sindicaliști pentru recuperarea prejudiciului cauzat de blocarea de vineri a metroului. Vestea a dat-o de la guvern ministrul transporturilor Cătălin Drulă. Compania a calculat pierderi de peste 2,8 milioane de lei pentru că trenurile de metrou nu au putut circula vineri din cauza protestului spontan declanșat de câteva sute dintre angajați. Metrorex vrea să recupereze acești bani de la sindicat. Șeful de la transporturi a dat asigurări că vor continua acțiunile penale împotriva celor care au blocat vineri circulația în subteran. Circulă un fake news de la sindicat, cum că s-a pus Batista pe țambal. Adică, vezi, Doamne, nimeni nu pățește nimic, nu, salariile rămân cum sunt, persoana rămâne cum e, totul e bine și frumos. E nimic mai departe de adevăr, este complet fals. Și acțiunile penale, cele care au fost depuse la DNA și DICOT, continuă cursul acestor acțiuni. Nu negociem legea. Poliția a identificat 350 dintre participanții care au participat la blocarea metroului. Pașii următori vor fi stabiliți pentru acești oameni de organele de anchetă, iar în ceea ce ne privește pe noi la Ministerul Transporturilor și compania Metrorex, nu există nicio intenție de a da vreun pas înapoi. Nimeni nu scapă de răspundere. Legea, cum spuneam, nu e negociabilă și toate acțiunile merg înainte. Astăzi Metrorex va depune o acțiune la Tribunalul București pentru despăgubirea Metrorex de către sindicat pentru pagubele de peste 2,8 milioane de lei cauzate în acea zi în care metroul nu a putut circula. Ca să fie foarte clar, acțiunea de despăgubire este îndreptată împotriva sindicatului USLM.